ai făcut? Eu da. De ce ești aici? Cei doi tineri din municipiul Târgu Jiu de 22, respectiv 24 de ani, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, iar ei au fost prezentați instanței de către parchetul local. Se pare că cei doi suspecți au încercat să constrângă o tânără de 22 de ani din Turcinești să întrețină raporturi sexuale cu ei. În timp ce exerciteau asupra acesteia acte de violență, au fost văzuți de un cetățean care a anunțat imediat poliția. S-a reținut în sarcina celor doi că prin violență au încercat să întrețină acte sexuale cu victima în vârstă de 22 de ani din localitatea Turcinești. Respectiv, nu au reușit și pe fondul sesizării noastre de către un cetățean care a observat actele de agresiune comise de unul dintre tineri, am fost în măsură să intervenim și, așa cum vă spuneam, să procedăm la reținerea celor doi. Judecătorii au hotărât ca tinerii să fie cercetați în stare de libertate, în schimb li s-a interzis să părăsească localitatea timp de 30 de zile. Suspecții au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. S-a dispus cercetarea acestora în stare de libertate cu măsura preventivă a interdicției de a părăsi localitatea de domiciliu. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi tineri riscă pedeapsa cu închisoarea.